Și bine vă la un nou episod pe acest canal. De data aceasta jucăm Class Attack, un joc făcut tot de cei de la Fall Games sau ceva gen, mă rog. Adică tot firma aceea care a făcut și cum se cheamă și Totally Accurate Battle Simulator. Dăm aici pe campaign și dăm level 1 play. Eu am mai jucat puțin tel ca să văd cum se, adică nu cum se mișcă mai mult sunetul și controlele. Oh, shit! Și perfect, bun. Ca să înțelegeți, în jocul ăsta, stai să fac așa. În jocul ăsta ai niște levele, da? Deci ai 10 levele, o hartă. Altă hartă, alte 10 levele și tot așa. Bun. O să las așa. Și dăm level 2. Stați puțin să mă aranjez și eu microfon. Mi-am prins deja la microfon când am aranjat stativul. Bun. Deci level 1 l-am făcut, level 2 acum și tot așa. Bun. O să fie din ce în ce mai greu. Ideea în jocul ăsta este să sari pe tier-uri și să ajungi la goal acolo. Fuck! M-am dus pe lângă. Așa. Pe shift bag sprint din câte văd. Stai. Mai ușor cu sprintul. Da, dacă stăm să ne gândim ce naiba ar sări pe niște camioane. Ar fi fucking bitch. Bine, hai să joc și eu normal. Să joc normal, fără sprint. Haide, dă-i! Bine! Bine, boss! Bun. Și putem să ne luăm și niște abilități. Stai că mă uit după levelul ăsta ce abilități am. Bă, ori spart zidul nebunii. Bă, 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 ușor cu zidul. Că nu voi l-ați făcut. Nu sparge zidurile la oameni. Nu știu de ce, dar mi-am adus aminte de când am spart geamul lui bunica când a fost mic. Fuck! Hai, men, că eram aproape. Bun. Și acum, dacă... Dă mie, dă mie, dă mie. Și, bun, goal, shit. Ia, dă-mă o secundă. Restart level, my menu. Leaderboard abilities. Și aici avem utility și movement. Aici avem 6.000 și ceva de puncte. Deci, jetpack, putem să ne luăm la 25.000. Ce asta? Super truck, super truck, super truck, super truck, super truck. What? Ah, înțeleg. Jocul ăla super hot, dacă îl știți, am făcut și eu un episod. Cred că la asta se referă. Truck boost. Grappling hook, jetpack. Air dash. Cred că strâng puncte pe jetpack. Ăla mi se pare interesant. Bun, la level 4, hai să dăm play. Bun. Hai să vedem. Ocean. Bun. Dă-i boost. Stai că trebuie să dau aici ceva boost. Pentru că este puțin mai greuț. Am dat prea tare. Ia stai. Hai să încerc să am puțin mai mare grijă, să nu mă duc după puncte. Faci puncte foarte multe când mergi foarte mult prin aer, adică să nu sari pe fiecare trag din asta, camion în parte. Oh, stai că aici fac slalom printre pietre. Ah, fac. Te poți prinde și de marginea lui, dar acum nu prea vreau eu să încerc asta. Poate o să mi se vadă tastatura foarte tare, dar n-am ce face. Pentru că a fost pe multe butoane de data. Adică nu pe multe butoane, numai că le-a fost foarte repede și... Na. Nu prea am ce face. Bun. Așa. Vreau să fac cât mai multe jocuri și cât mai multe... Da, cât mai multe jocuri și episoade în fiecare zi pe canal. Și asta este destul de obositor pentru că... vreau să încerc să găsesc un joc care o să vă placă foarte mult, știți? Și care să îl termin, adică gen... Episoadele normale, gen cu o serie, gen, să zic... GTA... Bine, GTA o să zic că e destul de apreciat. Să găsesc eu un joc acum... ce jocuri? City Skylines, de exemplu. Primul video a fost destul de apreciat, dar pe urmă... Oh, shit, așa vin încoace. Dar pe urmă nu prea am mai apreciat așa de mult lumea și asta vreau să fac cât mai multe jocuri
Și când mai mici, interesante, nu știu acum. Și ce o să vă placă, adică vreau să fac și jocuri cu story, numai că vreau să fac un joc cu story care știu că o să fie bun și o să-mi placă, pentru că nu știu, nu prea îmi place mie orice joc cu story, adică ca să-mi placă un joc cu story, trebuie să fie acel ceva, gen povestea care să te, să o simți, gen, stai puțin să fiu atent aici, că ăștia sunt destul de retardați și fac accidente. Trebuie să simți povestea, gen să, dacă moare cineva din joc, să îți pară rău, gen, înțelegeți voi. Să fie gen să te implici în poveste. Am jucat multe jocuri care nu au acel ceva și sunt destul de plictisitoare, nici nu mă chinui să le joc dacă e așa. Mafia 3 sunt curios cum o să fie, pentru că pare momentan un joc bun, dar încă n-a apărut, apare în câteva zile. Am jucat Mafia 2, care mi-a plăcut destul de mult. Haide, haide, fuck, o trecut la prea repede. Și apropo de Mafia 3, cred că o să fac o serie cu el. Și probabil o să fac o serie completă, gen cu toată povestea. Pentru că eu mă aștept să vă placă jocul ăla, pentru că o să fie un joc nou și un joc care promite multe. Cum a fost GTA 5-ul. Din păcate eu n-am făcut story la GTA 5 pentru că l-am văzut înainte pe YouTube, dar știu despre ce e vorba și chiar mi-a plăcut. Dar nu, bun. Hai să ne concentrăm naiba și noi aici să facem asta. Dar mă enervează că e foarte random. Ia stai, dacă sar eu pe unul din ăsta și stau așa. N-am prea vizibilitate, că e praful ăsta pe aici. Ia stai, hopa, așa. Și acum am făcut-o, perfect, perfect. Acum ce n-ai pe aici? Și-mi place că fiecare hartă din jocul ăsta este diferită, adică da. Jocul ăsta îl știu de când a fost în pre-alpha sau ceva de genul și a avansat foarte mult. Dar, da. Nu știu dacă a apărut jocul, pentru că l-am primit tot de la cei de la Landfall chestie. Nu l-am cumpărat, așa că, da. Fuck, man. Și acum, ce ai vrea eu să fac? Să răstoarnă ălea. Și, mă rog. Fucking bitch. Haide, 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 haide. Serios. Are fucking kidding me. Haide să fim atenți aici, să fim uniți. De ce ăla e retardat și dă în zid? Băi, învățați să conduceți. Bine, eu nici nu știu să pornesc cu mașina, dar e ok. Adică ce știu eu să conduc este o mașină automată. Rest. Nu prea. Da. Hai să vedem. Deci, hai să stăm puțin mai în spate. Și să fim atenți aici cum merge. Bun, hai că am aterizat pe unul care este destul de ok. Bun, ce bine că am sărit acolo. Pentru că nu era bine. Oh, shit, ce avem în față. Eu mi-am comandat mai mult un pop filter și încă n-a venit, deci măcar l-am pus cu rambură și n-am plătit nimica. Și nici nu m-am mai interesat ce naiba se întâmplă cu pop filterul ăla. Pentru că nu mi-au mai zis nici tipii aia care vindeau, nimic, nimic, nimic. Așa că, nu știu, mai așteptăm. Nu mai îmi cumpăr altul, adică nu mai îmi comand altul dacă ăla n-a venit. Așa. Bun. Și pot să pun și o șosetă dacă este nevoie. Adică, aș putea să încerc eu improvizația aceea dacă chiar am nevoie, dar nu știu ce zic. Adică nu prea folosesc eu cuvintele cu P și chestii din astea, ca să se audă gen să pronunț eu P-ul foarte, adică să fie deranjant. Presupun eu, adică cel puțin pe mine nu mă deranjează. Acum există o grămadă de oameni diferiți. Bun, hai că am trecut la mapa a doua, adică World-ul al doilea. Am dat cu capul de aia. Bun. Haide. Hai, fuck. Au, eu pun degetul.
Ia stați o secundă. Așa și perfect, bun. Asta pare mai greu, adică pare cu obstacole. Ia dați-mi o secundă să verific și eu cât am filmat. Bun. Așa, perfect. Shit, am dat cu capul de asta. Trebuie să am un fel de momentum aici, uite ceva genul. Ca să reușesc să sar peste el. Gen, acum, no, prea, am fost prea rapid, am prea mult momentum și n-am reușit să sar în înălțime. Perfect. Bă, dar ce viteză frig de tipul ăsta, ești nebun? Fuck. Stai să încerc să merg. Este destul de complicat, adică mă doare degetele deja la cât am făcut chestia asta. Așa. Bun. Oh. Hopa. Fuck, 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 dă unul. Nu, el o dat în mine, nu eu am dat în el. Asta e nasol. Bun. Fuck. Prinde-te de unul. What the fuck a fost aia? Wow! Vreau să zic că am prea multă viteză, numai că mai trebuia puțin ca să ajung și eu la aia. Așa. Oh, shit. Fucking finally. Na, bun, cam atât a fost cu acest episod. Până la viitoare, toate cele bune, pa, pa. Și nu uitați, dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like și chestii de ăștia dacă vreți să continuăm seria. Bun. Cam atât a fost, până la viitoare, toate cele bune, pa, pa. Don't you hate when a bitch think that we need you, bitch? Hop on your knees, all this dick in my future. You open, but bitch, it's so easy to reach you. Not once in my life have I thought I should please you. I'm up on my fatty like Negroes, we ready. She so like spaghetti, y'all money, Gianni. Stop it all, it's the funny. Bitch, I'm so rich, you know, just like funny. I might catch a body, I'm lying. I'm too rich for that. I need 2 bricks for that. I hit 2 licks with that. What you call your life savings, bought 2 whips with that. I rap a hard click, cause I like her response. Drop with the top down when I rock the pot. Got a pound of the PZ, just up on the ticket. Keep here with me, he about green like Luigi. I'm knowing you see me, bitch, nigga can't see me.